ziduri negrite de fum și cu tencuială căzută, cărămidă de la vedere, găuri în acoperiș și interior, fără uși sau geamuri. Aceasta este imaginea care te întâmpină și te face să crezi că ai pășit într-un imobil nelocuit. Din păcate, însă, în bloc trăiesc mai multe familii care au și copii. Ne plouă, dacă ploaie, toamna asta va fi ploioasă, da? Noi nu vom mai putea urca pe scări. E o pată neagră pentru orașul Medgidie, acest bloc. Veniturile mici și datoriile mari fac pe tot mai mulți cetățenii Medgidiei să apeleze la locuințele sociale. Acestea pot fi numite cu greu cămine, dar găzduiesc familii de tineri și chiar bătrâni neputincioși. Vârstnicii povestesc cu lacrimi în ochi ce a fost în trecut blocul 3 Tineret. Nu eram așa, fata mea, nu eram așa, acum 15-20, dar nu eram în halul ăsta așa. Ne-a luat și lumina, ne-a luat și căldura, ne-a luat tot. Curge pe noi, curge pe toate părțile. Locatarii au solicitat ajutorul autorităților locale, însă până în prezent nu s-a găsit nicio rezolvare. Într-adevăr, au o problemă cu acoperișul care trebuie reparat, numai că acum, în momentul ăsta, trebuie verificat care este situația juridică a acestui imobil, având în vedere că aici stau și proprietari, stau și chiriași. Pentru că cei mai mulți dintre locatari se confruntă cu o situație financiară precară, nu își pot permite să efectueze reparații la imobil. Atât chiriașii, cât și proprietarii spun că au contribuit în limita posibilităților pentru anumite lucrări. Însă pentru directorul DGDPP, situația nu este aceeași cu cea prezentată de cetățeni. La 3 Tineret, din 74 de locuințe, primăria nu deține decât 29. Pentru noi lucrurile sunt simple. Noi putem să facem reparațiile acolo, ținem cheltuielile doar în proporție numărului de locuințe care le avem. Oamenii nu știu dacă mai pot aștepta. Gândul că în curând anotimpul rece își va intra în drepturi îi sperie cel mai tare, iar găurile din acoperiș le vor transforma încă o dată locuințele în adevărate șoproane. Și pentru că cei mai mulți locatari trăiesc din venituri mici, speră să beneficieze de sprijinul autorităților locale, care ar trebui să nu mai ridice din umeri și să ia măsuri urgente.